Sâmbătă seara au venit primii pasageri care s-au îmbarcat de pe Venezia Treviso, iar alții au plecat către noua destinație din Italia. În viitorul imediat apropiat, Wizz Air va mai avea două noi destinații regulate în Italia, și anume Bologna și Roma Ciampino, iar în perioada verii se adaugă cursele charter către Turcia și Grecia. Totodată, este posibil ca în perioada sărbătorilor pascale să fie introduse curse suplimentare. Până în prezent, Suceava are 33 de curse săptămânale regulate, iar pe timp de vară vor fi 47 de zboruri angajate și certere spre Grecia și Turcia. Mai mult, un operator are în vedere să mai deschidă și alte curse către Egipt, Spania și Dubai, tot de pe aeroportul Ștefan cel Mare. Pentru a face față creșterii fluxului de pasageri din aeroport, mai sunt necesare câteva investiții, odată privind confortul pasagerilor și apoi pentru dezvoltarea infrastructurii aerogării. Administrația județeană are în vedere extinderea actualului terminal al aeroportului pentru creșterea numărului de pasageri, dar și în contextul existenței unor cereri pentru transportul de mărfuri prin intermediul unor aeronave de tip cargo. De altfel, săptămâna a început cu proceduri pentru extinderea terminalului, modernizarea parcării, cu extindere către centrul economic Bucovina. Pentru anul acesta, la aeroportul Ștefan cel Mare sunt alocate fonduri pentru achiziționarea unei autospeciale de prevenire și stingerea incendiilor de ultimă generație, precum și aparatură de securitate pentru pasageri și bagaje, modernizarea remizei PSI, dar și pentru cumpărarea a două scări de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. Pentru toate acestea, Consiliul Județean Suceava alocă 10 milioane de lei. Cursele și investițiile de pe aeroportul Ștefan cel Mare, deși mai degrabă duc turiști suceveni și nu numai către destinații din alte țări, au scopul și de a aduce turiști în Bucovina. Pentru dezvoltarea Bucovinei și a județului Suceava, prin punerea în valoare a potențialului turistic, odată ce dispunem de un aeroport de cel mai înalt nivel, mă gândesc ca în perioada următoare să organizez întâlniri cu reprezentanții structurilor de turism și cu conducerea aeroportului, pe de o parte, precum și cu mediul de afaceri, pe de altă parte. Cred că ar fi oportun să identifice propuneri de pachete turistice adecvate, atractive, pentru turiști care să vină în Bucovina, iar de la investitori autohtoni și din toată zona, mă aștept să se organizeze pentru a dezvolta servicii pe orizontală, cum ar fi deschiderea de curse aeriene, normale sau charter, precum și organizarea de trasee cu autocare, microbuze către obiectivele turistice în Bucovina și în zonă, cu preluarea direct de pe aeroporta pasagerilor, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.